de la subiectul dintre Antonio și Zein s-a ajuns inevitabil și la Maria și la Giulia. Iată că Maria a răbufnit și ea și mi s-a părut wow cum Antonio, care părea apropiat, era într-adevăr apropiat de Maria acum câteva zile, o săptămână, și se vedea ca și cum trage de ea, pentru că asta a spus el. Iată că astăzi în live începe să îi arunce reproșuri, să vorbească destul de urât cu ea, să îi să o arate cu degetul mai pe scurt. Și Maria a spus așa: Antonio, arată-ți caracterul. Adevărul e că orice ar fi fost între ei în această mică relație și scurtă, nu poți după să vii și să arăți cu degetul fostul partener. Cred că toată casa e cumva împotriva Mariei și Maria împotriva lor. Mi se pare că la fete Maria este oaia neagră și la băieți a devenit Roberto. Oricum, relațiile de prietenie, văd că și de cuplu, dar și apropierile dintre diversi concurenți se schimbă de la o zi la alta.